Bună ziua, stimați membri ai Academiei de Științe a Moldovei, stimate domnule academician Anatolie Zagorodny, stimați cercetători și oaspeți, Academiei de Științe a Moldovei vă invită astăzi la lecția publică Impactul conflictului armat din Europa de Est asupra securității internaționale, susținută de domnul profesor Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, membru al secției științe sociale, economice, umanistice și arte a Academiei de Științe a Moldovei. The Academy of Sciences of Moldova invites you today to attend the public lecture, The Impact of the Armed Conflict in Eastern Europe on International Security, given by Professor Victor Juc, Doctor Habilitate in Political Sciences, the Director of the Institute for Legal, Political and Sociological Research. În prelegere vor fi abordate următoarele aspecte: invazia militară a Federației Ruse în Ucraina, caracterul războiului neprovocat, conflictele înghețate din Europa de Est, dreptul internațional public în domeniul menținerii păcii și asigurării securității, evoluția relațiilor pe termen scurt și mediu, asigurarea securității internaționale. The following issues will be addressed in the lecture: the military invasion of the Russian Federation into Ukraine, the nature of the unprovoked war, frozen conflicts in Eastern Europe, public international law in the field of peacekeeping and security, the evolution of short and medium-term relationships, ensuring international security. Aceste chestiuni vor fi discutate astăzi prin prisma unei abordări științifice. Domnul profesor Juc, fiind un expert notoriu în domeniu, subiectul este extrem de important în contextul escaladării războiului, a atacurilor militare asupra localităților civile, cauzând moartea oamenilor pașnici, inclusiv a copiilor. These issues will be discussed today on a scientific base. Professor Victor Juc, being a well-known expert in the field, the subject is extremely important in the context of the escalation of the war, of the military attacks on civilian localities, causing the death of peaceful people, including children. Doamnelor și domnilor, astăzi ne onorează cu prezența academicianul Anatolie Zagorodny, președintele Academiei Naționale de Știință din Ucraina. Today, we are honored by the presence of academician Anatolie Zagorodny, president of the National Academy of Sciences of Ukraine. Dear academician Zagorodny, you are welcome. De asemenea,
Peste 30 de minute vom fi onorați de prezența profesorului Randy Shankman, Universitatea California Berkeley, laureat al Premiului Nobel în medicină, membru de onoare al Academiei de Știință a Moldovei, profesorul Richard Roberts, New England Biolaboratories, SUA, laureat al Premiului Nobel în medicină, profesorul asociat Polina Lișco, Universitatea din California, Berkeley. Vă atrag atenția că profesorii Randy Shankman și Richard Roberts au semnat scrisoarea deschisă alături de alți 188 de laureați ai Premiului Nobel, în care ei condamnă războiul declanșat în Ucraina de forțele militare ale Federației Ruse. Also, in about 30 minutes, we will be honored by the presence of Professor Randy Shankman, University of California, Berkeley, Nobel laureate in medicine, honorary member of the Academy of Sciences of Moldova, Professor Richard Roberts, New England Biolabs, laureate of the Nobel Prize in Medicine, and Associate Professor Polina Lișco, University of California, Berkeley. I note that Professors Randy Shankman and Richard Roberts signed the open letter along with other 188 Nobel laureates condemning the war in Ukraine by the military forces of the Russian Federation. Înainte de a oferi cuvânt domnului profesor Juc, îl invit cu un cuvânt de salut pe domnul profesor Anatolie Zagorodnyi, președinte al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei. Vitaimo, shero academica Anatolie Zagorodnyi, prezidenta Національної академії наук України. Please, you have the floor. Сердечно дякую, пане президенте. Dear President Tigyanu, dear colleagues, dear participants of the conference on current situation in Ukraine and in the Moldovan region. First of all, I should like to express my gratitude to the Academy of Sciences of Moldova for the declaration concerning the support of Ukraine in its struggle against Russia. I also like to express to bring my appreciation to President Tigyanu for his kind invitation to participate in the present gathering. It's great, really, it's a great honor and pleasure for me to be together with you and to welcome you on behalf of the National Academy of Sciences of Ukraine. I have to say that this conference is important for us because Ukrainian science in general and National Academy of Sciences of Ukraine in particular are in a rather difficult situation today. Many scientific institutions in Ukraine are under missile and artillery attacks and air raids. Many academy institutes in Kharkiv are seriously damaged, slightly less than Kiev. The well-known Kharkiv Institute for Physics and Technology is under attack, currently is under attacks. It makes serious risks since recently built nuclear subcritical assembler neutron source can be damaged and it can lead to the nuclear disaster. It's terrible. Our staff, like millions of Ukrainian citizens, have to hide in basements and bomb shelters, leave their homes and evacuate in search of places safe for their lives. Despite of the difficulties, the National Academy of Science of Ukraine lives and works. Also scientists from Kiev, Kharkiv, Odessa, Dnipro, and Sumy work online. But everything is under control. Financial system is stable and employees receive their salary in time. So we believe in Ukrainian people. We believe in our military forces and in our defenders who show heroism and courage at the front. And we will win. Thank you for your attention. Yeah, thank you so much, President Zagorodnyi.
I would like to note that our hearts are together with you, and we are doing our best to assist you, and also we are doing our best in the Republic of Moldova to assist refugees. I got yesterday a message from Japan, from Professor Hiroshi Amano. He is also a Nobel laureate in physics. 1 year ago, he delivered a public lecture here in the Blue Hall of the Academy. And he wrote, my dear friends, my heart is with you in that hot region of Europe. So we will wait for our honorary guests from United States. In the meantime, I would like to give the floor to Professor Victor Juk. You will have o să aveți o prezentare din două părți. Una până la 2:30 sau ceva, când o să vedem pe... I would like to know that in California is now 5 in the morning. So they now drink coffee, and after that we will have a link with them. Domnul profesor, vă rugăm, please, you have the floor. Domnule președinte al Academiei de Științe a Moldovei, pan prezident Naționalei Academiei Nauc Ucraina, onorată și distinsă asistență. Invazia militară a Federației Ruse în Ucraina reprezintă un act de agresiune și un război total. Rezoluția 3.314 a Asambleei Generale a Națiunilor Unite din 1974 definește actul de agresiune ca folosirea forței împotriva suveranității, integrității teritoriale și a independenței politice a unui stat. În opinia noastră, actul de agresiune împotriva suveranității Ucrainei vizează următoarele. În primul rând, nu se ține cont de declarația de suveranitate a Ucrainei din 16 iulie 1990, prin care poporul Ucrainei s-a declarat suveran pe întregul său teritoriu. În al doilea rând, nu se respectă articolul 1, paragraful 2, din Carta Națiunilor Unite din 26 iunie 1945, cu privire la egalitatea suverană a popoarelor și dreptul lor de a dispune de acest drept. Și în al treilea rând, se pune la îndoială și nu se recunoaște regimul constituțional actual, în condițiile că atât președintele Ucrainei, cât și Parlamentul, iar în baza lui guvernul, s-au format în baza unor alegeri libere, democratice și transparente în primăvara-vara anului 2019. Atentatul asupra integrității teritoriale ține de următoarele. În primul rând, se solicită recunoașterea anexării de către Federația Rusă a Crimeei și orașului Sevastopol în 2014. În al doilea rând, se solicită recunoașterea și detașarea de la Ucraina a celor două teritorii pe care Federația Rusă le-a recunoscut pe 22 februarie 2022 ca fiind formațiuni statale independente. Și nu în ultimul rând, se încalcă Carta de la Paris pentru o nouă Europa, care prevede din 20 noiembrie 1990, care prevede
dreptul fiecărui popor de a-și determina viitorul său în familia unită europeană. În același context aș vorbi și despre eventuale scenarii privind dezintegrarea și fărâmițarea teritorială a Ucrainei. Mai multe proiecte au fost fie date publicității, fie au fost vehiculate, ce țin în special de îndepărtarea regiunilor de sud, riveranii Mării Negre, din sub jurisdicția Ucrainei, în asemenea context fiind îndepărtată de la Marea Neagră. Atentatul asupra independenței vizează încălcarea prevederilor, deja am subliniat, a cartei de la Paris, care prevede inadmisibilitatea de a amenința sau de a folosi forța în rezolvarea unor diferenduri internaționale. Deopotrivă, se include și altă prevedere a cartei de la Paris, care prevede dreptul suveran al statului de a-și determina el însuși aranjamentele în domeniul securității. Fapt care a fost extrem de mult vehiculat de către Federația Rusă în perioada de preparare a acestui act de agresiune. Din punct de vedere al principiilor dreptului internațional, Federația Rusă, declanșând atacul de agresiune, a făcut apel la articolul 51 din Carta Națiunilor Unite, care prevede dreptul fiecărui stat membru de la apărare individuală sau colectivă în cazul unui atac armat. Însă, invocând cele două formațiuni pe care le-a declarat independente, acestea nu cad sub incidența Națiunilor Unite. Din contră, Ucraina a trebuit în regim de urgență să facă referință la acest articol și să se adreseze către Consiliul de Securitate informându-l despre măsurile pe care urmea să le întreprindă. Se adresează la Consiliul de Securitate, dat fiind că potrivit cartei, potrivit articolului 24, paragraful 2, Consiliului de Securitate îi revine responsabilitatea principală pentru menținerea păcii și asigurarea securității. Ucraina a informat Consiliul de Securitate, unii membri au solicitat convocarea unei ședințe, însă rezultatele erau foarte ușor de anticipat, din cauza că, potrivit articolului 27 din carte, deciziile Consiliului de Securitate se adoptă cu votul a 9 membri din cei 15, incluzând votul concertat al tuturor membrilor permanenți, în sensul, adică a celor care dispun de dreptul de veto. 11 state s-au pronunțat pentru a denunța actul de agresiune al Federației Ruse, dar în cazul dat 11 a contat mai puțin decât unul, pentru că s-a aplicat dreptul de veto și Consiliul de Securitate rămâne prizonier al procedurilor care au fost adoptate în 1945, încă în timpul celui de-al doilea război mondial. Spre exemplu, în cadrul Comunității Economice Europene, cu implementarea Actului Unic European într-o 1987, s-a refuzat de la unanimitate de voturi, pentru că situația este cu mult mai complicată, pentru că numărul actorilor este cu mult mai mare și fiecare dispune de un anumit interes național care tinde, în contextul anarhiei relațiilor internaționale, să-l extindă asupra arenei internaționale sau, deja după încheierea războiului rece, asupra arenei mondiale. În
comunitatea economică europeană, doar unele decizii de importanță deosebită, cum ar fi acceptarea de noi membri sau introducerea de noi taxe la nivelul Uniunii, sunt aprobate cu majoritate de voturi. Marea majoritate a deciziilor sunt adoptate cu dubla majoritate, un calcul matematic mai complicat, dar care prevede 62-63% de voturi date de către țările a cărei populații însumează 55-60% din la sută. Și, din contra, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa continuă să rămână prizonier al unanimității, ceea ce a fost stabilit încă prin actul final de la Helsinki din 1 august 1975. Iată de ce să nu ne mire atunci când unele aspecte ce țin de Republica Moldova, de conflictul din raioanele de est, nu și-au găsit reliefare în actul final, în documentele finale ale președinției anuale, dat fiind că deciziile se adoptă în unanimitate. Spre exemplu, noi toți vehiculăm și vorbim despre decizia summitului OSCE de la Istanbul din decembrie 1999, la care s-a aprobat sau s-a adoptat această decizie privind retragerea necondiționată, imediată a forțelor armate, a munițiilor, a echipamentului Federației Ruse de pe teritoriul care provizoriu se află în afara jurisdicției autorităților constituționale ale Republicii Moldova. O sintagmă referitoare, asemănătoare, s-a găsit și la summitul următor la nivelul de ministri de externe de la Porto din 2002, ca apoi pentru circa aproximativ un deceniu în declarațiile finale ale președințiilor să nu se mai găsească nicio referință la conflictul din raioanele de est. În același context se include și Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, dat fiind că atunci când sunt afectate sau sunt atinse interesele unui stat membru permanent, toate deciziile Consiliului de Securitate sunt pur și simplu declarate nule pentru că nu întrunesc procedural numărul necesar și calitatea necesară de vot. Însă, pentru ca Națiunile Unite să se pronunțe, circa 90 de state, inclusiv România, au subscris la convocarea adunării generale a adunării generale a Națiunilor Unite. Potrivit cartei, adunarea generală examinează toate problemele ce țin de menținerea păcii și securității, articolul 11, paragraful 2, se pronunță potrivit articolului 14, iar deciziile potrivit articolului 18, paragraful 2, se adoptă cu 2/3 din participanți și votanți. Iată de ce atunci când a fost prezentată lista țărilor membre, celor 193 de țări membre din adunarea generală, unele nu figurau practic sub nicio culoare din cauza că nu au votat, nu au participat la vot. Iar decizia cu 141 de voturi a întrunit mai mult de 2/3, iar potrivit cutumei din cadrul adunării generale a Națiunilor Unite, cele 35 de state care s-au abținut, potrivit cutumei se consideră că ei nu se pronunță împotrivă. Poate nu sunt pentru, dar nici nu se pronunță împotrivă. Prin urmare, arealul statelor care s-au obținut și care au susținut în mod indirect rezoluția adunării generale este mult mai mare decât 141, iar acolo, din lista celor abținuți, marea majoritate sunt din continentul african sau sud-american, care sunt cam departe de afacerile care se produc în Europa. Însă problema de bază este că adunarea generală adoptă numai rezoluții cu caracter de recomandare, care potrivit procedurii ar trebui să-și găsească
drept obligatoriu în cadrul Consiliului de Securitate, dar nu se produce atât timp cât afectează interesele unui membru cu drepturi depline. Am spus că invazia militară a Federației Ruse constituie și un război total, în opinia mea, din următoarele considerente. În primul rând, nu este afectată doar infrastructura critică militară, după cum s-a anunțat, ci este supusă atacului întreaga infrastructură. În al doilea rând, sunt supuse atacului cartierele rezidențiale, cartierele administrative, cartierele guvernamentale, dar cel mai important că sunt cartierele rezidențiale, inclusiv și cartierele sau și clădirile universitare. Și nu în ultimul rând, vizează refugiații, dat fiind că pentru prima dată de la cel de-al doilea război mondial, omenirea se confruntă cu un flux atât de mare de refugiați, unde Republicii Moldova, la capitolul cota de absorpție, îi revine întâietatea, 4 la 10, și, în opinia mea, este necesar ca dreptul internațional umanitar să fie substanțial completat și modificat pentru a atenua impactul negativ al acestor crize umanitare. Federația Rusă a inițiat un război care nu a fost provocat de către Ucraina. În calitate de pretext s-a folosit apropierea Ucrainei de Alianța Nord-Atlantică. Însă, obiectivele majore ale Federației Ruse au fost două, iar Ucraina a fost folosită în calitate de mecanism geopolitic, de instrument pentru a-și promova interesele sale geostrategice. În primul rând, în raporturile Ucraina-Alianța Nord-Atlantică. Într-adevăr, potrivit articolului 10 din Tratatul de la Washington din 4 aprilie 1949, alianța este deschisă pentru statele europene și aderarea se adoptă cu atunci când a întrunit o unanimitate de vot. În al doilea rând, alianța se canalizează potrivit articolului 8 și potrivit articolului 5 exclusiv în zona euroatlantică de securitate și pace. Prin urmare, solicitările președintelui Ucrainei de a extinde această zonă vin în contradicție cu articolul 5 al tratatului și nu au sorți de izbândă. Eu consider că Ucraina ar putea beneficia pe altă filieră de o asistență militară, nu pe filiera multilaterală, ci pe cea bilaterală, și drept exemplu ne servește eventuala transferare către statul ucrainean a MiG-29 din partea Poloniei, pentru că polonezii și ei s-au angajat să modernizeze forțele aeronautice, aeriene, și vor dota cu aparate din cadrul statelor NATO. Deci Ucraina din start trebuia să folosească dimensiunea bilaterală, în special în condițiile deschiderii nu atât a Statelor Unite, eu nu vorbesc de statele europene, cât a Marii Britanii, care întotdeauna, din considerentele ei bine cunoscute, a susținut Ucraina și a respins Federația Rusă. Problema ucraineană, chiar dacă era vehiculată intens, nu se afla pe agenda zilei Alianței Nord-Atlantice. Dar, într-adevăr, ucrainenii au solicitat de câteva ori să primească așa numitul MAP, Planul de Acțiuni pentru a deveni stat membru, începând cu summitul de la București din 2008, dar de fiecare dată au primit refuzul, în special din reticența statelor europene, a Germaniei și a Franței. Solicitările ulterioare a Ucrainei, de asemenea, și a Georgiei, nu au fost date, nu li s-a dat undă verde,
pentru că Alianța Nord-Atlantică nu dorea să provoace eventuale reacții virulente din partea Federației Ruse. Prin urmare, atunci când îi se imputa Ucrainei că dorește să se integreze în Alianța Nord-Atlantică, mai degrabă se avea în vedere modernizarea sectorului de securitate și apărare decât obținerea statului sau calității de stat membru. Da, Ucraina în 2014 a suferit o înfrângere total rușinoasă, a fost o catastrofă națională când Crimeea și cele două teritorii, Donetsk și Lugansk, dar în special Crimeea, practic au fost luate fără nicio împușcătură. Și Ucraina a inițiat procesul de modernizare a sectorului său de securitate și apărare. În acest context, aș sublinia că fără a dispune de un factor de descurajare, în special descurajarea nucleară, fără de a dispune de forțe militare convenționale masive, Ucraina a reușit să transforme războiul din unul perdant fulger în unul de uzură. Iar acest fapt nu poate să nu-și lese amprenta asupra potențialului statului dominant, a potențialului Federației Ruse, care cu certitudine va ieși cu mult mai slăbită din acest război. Cauza Ucrainei este una dreaptă. Trebuie să înțelegem că Ucraina nu a declarat război Federației Ruse, dar Ucraina este o parte beligerantă pentru că are dreptul, potrivit articolului 51 pe care l-am invocat, are dreptul la apărare legitimă. Deci acest drept își găsește reflectarea în toate documentele, în dreptul internațional al războiului, devenit actualmente dreptul internațional umanitar. Jus bellum, in bello. Stimate domnule profesor, vă rugăm să faceți pauză. Da, mulțumesc. Continuați. Ladies and gentlemen, good morning. I am very pleased to welcome early in the day in California and in the morning in New England, United States of America, Professor Andy Shenkman and Professor Richard Roberts, Nobel laureates in medicine, and their colleagues, Associate Professor Paulina Lishko and Ms. Stephanie Cannon. I draw your attention that both Professor Shenkman and Roberts signed the open letter condemning the unprovoked military aggression, nothing else but a war, launched by the armed forces of the Russian Federation. 190 Nobel laureates call upon the Russian government to stop the invasion of Ukraine and withdraw its military forces from Ukraine. It is a strong planetary voice. Dear members of the Academy of Sciences of Moldova, dear guests, I am honored to give the floor to Professor Richard Roberts. He connected today, was the first Nobel laureate in medicine in 1993. He played an important role in the organization of the open letter, and we are very grateful for this. Dear Professor Richard Roberts, you have the floor, please. Well, thank you very much. I trust everyone can hear me okay. I'm
rather pleased to be able to address you today, although I find the circumstances extremely depressing. I just wanted to give you a quick background on the letter that was written. I was contacted by Roald Hoffman, who is a chemistry professor well known for the Woodwind-Hoffman rules. He contacted me at the end of March and asked if I would help organize a campaign by the Nobel laureates. I'm one of the few people who has contact information for almost all of the Nobel laureates. So he drafted the letter, sent it out to a number of people, including myself, for criticism and suggestions and so on. And then 2 days later, the final version of the letter was produced. I sent it around to the Nobel laureates, and we had 149 signed up within 2 days of sending out the letter. We're now up to 190, and I'm still hoping that there will be more who will join us. This is really such a terrible action that has been taken by President Putin, and I just do not see how anyone in this world could justify it. And it is unfortunate that the Russian people are not being told the truth on their own local television stations. So with that, I will hand it over to Randy. Thank you so much. Just to draw your attention that Professor Anatoly Zagorodny, the president of the National Academy of Sciences of Ukraine, is also online. We will give the floor later, a little later. Dear Professor Shenkman, well, Nobel laureates in medicine and honorary member of the Academy of Sciences of Moldova. Randy, please, you have the floor. Thank you very much, Ian. Well, under the circumstances, of course, this is a very serious situation that I wish to acknowledge and do so by extending my warm feelings and deep sympathies to the valiant citizens of Ukraine and to your colleagues and friends in Moldova who look with great apprehension at what has happened with this unprovoked aggression, war aggression by Putin and his military. The assault by President Putin and his army has been met by universal condemnation and enduring support from around the world in a way that no one really could have anticipated. We here at Berkeley are trying to do our best to help in our own small way. And I wish to acknowledge an effort led by my Ukrainian colleague, Professor Polina Lyshko and her husband, who are mounting an effort to secure funding and accommodations for Ukrainian scholars who may have had their funding disrupted or who may be in a position to escape from the war-torn country to come to California to continue their research and studies. This is only the small thing that we can do locally to try to delay the pain that is caused by this outrageous act of war and aggression. But let me conclude by urging those of you who have contact with colleagues in Russia, scientific colleagues, academic colleagues, to extend your knowledge and information about what is happening on the ground in Ukraine to people who apparently are completely blocked from any external sources of information. Seems to me that what the least we can do is to try to make sure that those who are close to us in Russia are completely aware of this vicious and unprovoked attack by Putin. He must be defeated, and he will be defeated by the will and good offices of all of us and of the entire world community. Thank you, and my prayers go out to you. Thank you, dear professors. Thank you for assistance and for your efforts. I repeat, it's a strong planetary voice. Let me give the floor to President Anatoly Zagorodny.
And I see Polina Lyshko is online. After academician Zagorodny, if you would like to say a few words. Dear President, you have the floor, please. Thank you, President Gineanu, dear Professor Roberts, dear Professor Shekman. Thank you very much for your support and solidarity with the Ukrainian scientists. We already receive many letters of support and declaration, from many research organizations from various countries. But your letter of support is extremely important for us. So thank you very much indeed for everything you did to initiate such letter and for the great job you did for organization of such support. Thank you very much. We are deeply touched by your attention to the Ukrainian science, to our situation in science. I already told at the beginning of the conference that Ukrainian science and the National Academy of Sciences of Ukraine in particular are in very, very serious situation. Many of our institute are under attacks and it's nevertheless the National Academy of Sciences of Ukraine and the National Academy of Sciences of Ukraine alive, and we believe that we will win. Thank you very, very much for your kind support. And thank you very much for your solidarity. Thank you. Yeah, thank you, Academician Zagorodny. Dear professors, the fact that we succeeded to arrange this meeting early in the day in California, morning in New England, and afternoon in Ukraine and Moldova to meet together, it means that our planet is very small, and let's do our best to keep our planet safe. We should do our best to keep peace on our small but beautiful planet. Polina, are you online? Would you like to say a few words? Yes, I am. Good morning. Thank you. Good morning, everyone. First of all, I would like to thank you, all my colleagues, all people of Ukraine and the entire civilization for uniting against this absolutely unprecedented aggression. We are facing a big challenge right now, the entire world. It's almost like history repeats itself, almost like less than 100 years again, we are facing the same situation. And as united we are, we will be able to save this world and help so many needs. And from our Berkeley colleagues and all over actually across the world, we're trying to do our small part and try to organize a network of the support for Ukrainian scientists, for our colleagues to provide a temporary place of accommodation in the coming days, weeks, and months for our colleagues to continue their research whenever they're able to. And I would just like to highlight there is already websites like a mega website, Science for Ukraine and similar, and more will appear where people can find help and required need for us to continue our collaboration and establish and help Ukraine to rebuild itself and make its science even stronger. Thank you so much. Yeah, thank you. I was told by colleagues that about two researchers from Kiev, they have an international project, a grant. In the morning, they go to the institute, do research. In the afternoon, they go home to change the address. And after that, at about 5-6 PM, they go to underground, and in the underground they analyze the results that they have obtained in the morning. That's really, I would like to say, people that are doing research and they would like to do research, and their life is research, and we should develop scientific collaboration. We should assist.
our colleagues in Ukraine, and for sure we will keep in touch. Let keep this networking, and together we will win, as President Zagorodny underlined. We will win. So, President Zagorodny, would you like to say a few words in conclusion? What that's all. Just to thank you, President President Tigiriano, for the organization of this conference. To thank once more Professor Shekman and Professor Roberts, Nobel laureates, for their position, for great job they did for organization of the letter of support. By the way, Professor Roberts mentioned Professor Hoffman. Professor Hoffman is a foreign member of the National Academy of Sciences of Ukraine, and he studied the quantum chemistry, quantum mechanics. His teacher was very well known, Professor Alexander Davidov. That time he worked in the Moscow University. But after then, Professor Davidov moved to Kiev and headed the Bogolyubov Institute of Theoretical Physics. So we have good contacts with our American colleagues. Thank you very much. Thank you very much once more. And I believe that we will win. Thank you. So thank you. And I have a suggestion, dear Professor Zagorodny. When the war will end, to invite both Professor Richard Roberts and Randy Shankman to Chisinau and Kiev. It's in the Black Sea region, we have excellent nature, and you will enjoy our countries. But in the meantime, we should of course fight to restore peace in our place. Ladies and gentlemen, President Tigiriano, excuse me for interrupting you, but I would not like to wait for the end of war. I would like to invite Professor Shekman and Professor Roberts immediately, and of course, if they can choose time for the visits, as they like. So I agree. The invitations will go now. Agents to visit Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine. We would be very glad to see you in Kyiv. These invitations you will get during the war. And of course, we will hope that the war will end as soon as possible, and the visits will be realized. Dear professors, thank you so much for your speeches, for your good words in support this morning in the United States and afternoon in Moldova and Ukraine. We will continue our lecture. The lecture is in Romanian, so if you like, you can be online. I say you, thanks a lot for your support. Have a nice day. And we will keep in touch, and you will get soon invitations to pay a visit to our region. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Best wishes. Oh, thank you. So, Professor Zhuk, you have the floor, please. Onorată asistență, înainte de a trece la concluzii, permiteți să mai punctez asupra unor aspecte pe care le consider importante din punct de vedere științific-aplicativ și aș vorbi, în primul rând, despre următoarea aserțiune care a fost vehiculată de către autoritățile Federației Ruse, și anume prevederea Cartei de la Paris privind indivizibilitatea securității. Într-adevăr, securitatea în Europa este indivizibilă, însă Federația Rusă întotdeauna a mers pe strategia unui conflict sau unui joc cu suma zero, în sensul că atât cât câștigă un participant, pierde celălalt participant.
În asemenea context, insecuritatea unui stat este rezolvată prin insecuritatea altui stat. Însă, deseori, aceste acțiuni conduc la realități cu totul altele. Astfel, acum, în urma agresiunii Federației Ruse față de Ucraina, în Finlanda deja se discută despre oportunitatea de a deveni stat membru a Alianței Nord-Atlantice și 55% potrivit unui sondaj se pronunță pentru schimbarea statutului de securitate a Finlandei, pentru că ea niciodată n-a fost un stat neutru. Finlanda, spre deosebire de Austria sau de Irlanda, a promovat o politică atentă de neutralitate față de Federația Rusă. Eu aș spune că în teoria relațiilor internaționale avem realismul defensiv, care prevede că în fața potențialelor pericole adopți un comportament rezonabil, un comportament care să-ți asigure maximal posibil securitatea și apărarea. Aceeași situație avem și cu Suedia, unde potrivit unui sondaj 52% din respondenți se pronunță pentru schimbarea, pentru abolirea statutului de neutralitate. Acest statut a Suediei a fost pentru prima dată a fost instituționalizat într-1809 și a fost legiferat prin Congresul de la Viena din 1815. Și deja 52% din suedești se gândesc că ar fi cazul de refuzat la statutul de neutralitate și de a deveni stat membru al Alianței Nord-Atlantice datorită scutului care provine din articolul 5 al tratatului din 1949. Al doilea aspect vizează raportul dintre profit și rezultat. Probabil autoritățile din Federația Rusă au greșit considerând că profitul va fi rapid obținut, nu s-au așteptat la un rezultat cu atâtea costuri, deși în Federația Rusă actualmente, în opinia mea, nu contează costurile sau mai puțin contează costurile, iar rolul determinant revine factorului subiectiv, adică liderului acestui stat. Probabil nu s-au așteptat la o rezistență atât de dură, atât din partea armatei ucrainene, cât și a poporului ucrainean, pentru că Federația Rusă luptă cu armata, iar Ucraina luptă cu poporul, adică poporul luptă în Ucraina, iar Federația Rusă numai armata, și nu s-a așteptat la o rezistență atât de mare, crezând că într-o perioadă relativ scurtă de circa 7 ani, Ucraina nu a reușit să-și modernizeze substanțial sectorul său de securitate și apărare. Un aspect foarte important pe care eu l-am fundamentat în baza analizei relațiilor internaționale din perioada războiului rece și din perioada post-război rece ține de alternanța relațiilor internaționale prin perioade sau prin etape de cooperare și conflict. De la încheierea războiului rece și începem cu decizia summitului de la Malta din noiembrie 1989 și până în 2014, în martie, 18 martie 2014, dar nu este cazul de mers pe o cronologie strictă, am avut în relațiile internaționale o etapă de cooperare relativă cu predominarea geoeconomiei asupra geopoliticii și cu formarea a 3 centre mondiale de putere. Din 2014, de la evenimentele din Ucraina, când s-a schimbat și optica geopolitică, opțiunile geopolitice a unor actori importanți, apoi 2015, evenimentele din Siria, s-a trecut la o perioadă de conflict, dar care n-a fost antagonist, cu unele mici excepții,
antagonismul fiind creat mai degrabă de actori non-statali, cum ar fi terorismul internațional. Și din această perioadă, în condițiile predominării conflictului, geopolitica ocupă întâietate în raport cu geoeconomia și se revine la poluri. În opinia mea, în perioada post-război rece, avem o structură unimultipolară a sistemului internațional. Prin unipolaritate am în vedere singura supraputere, dacă operăm cu sintagma lui Zbigniew Brzezinski, iar prin multipolaritate câteva centre de putere care nu s-au transformat în poluri, chiar dacă s-a dorit, spre exemplu. Nu s-a transformat, cea mai mare decepție ar fi grupul BRICS, Brazilia, Rusia, India, China și Republica Sud-Africană. Acestea au fost fundamentat ca să se contrapună eficient supraputerii, dar în ultimă instanță nu a reușit și puțin probabil că se va reuși în condițiile actuale, dat fiind un singur lucru foarte important. Raporturile sau interconexiunea foarte strânsă din punct de vedere industrial, economic, tehnologic, dintre China și Statele Unite ale Americii. Și întotdeauna când președinții americani se pregăteau la o întâlnire cu președintele chinez, li se spunea că o să ridice probleme ce vizează drepturile omului, dar practic niciodată aceste probleme nu au fost puse în direct, pentru că apăreau alte probleme care erau considerate mult mai importante pentru relațiile bilaterale cu economii într-o strânsă interconexiune dintre cele două țări. Și o conflictualitate acută în domeniul relațiilor internaționale și în domeniul arhitecturii de securitate este de așteptat în continuare. Stimați colegi, încă într-o 1999 am scris într-un articol despre oportunitatea de a modifica procedura de vot din cadrul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, pentru că am spus rămâne prizonierul procedural al unei epoci care s-a finalizat. Desigur că este foarte dificil, pentru că amendarea Cartei Națiunilor Unite se realizează cu două treimi, dar aceasta nu este problema, dar trebuie să voteze concertat toate statele cu statut de membru permanent, ceea ce în condițiile actuale, practic, cred eu că este inadmisibil, dar în continuare, dacă se va merge pe aceeași procedură, Națiunile Unite chiar nu vor putea să realizeze nici acțiuni post-conflict. O altă evoluție a relațiilor, în special în Europa, ține de apropiere dintre Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică. Chiar dacă 22 de state sunt și membru ale Uniunii Europene și ale Organizației Tratatului Nord-Atlantic, relațiile dintre cele două instituții nu au fost întotdeauna cele mai calde. Un document prin care s-a reglementat relațiile bilaterale pe filieră multilaterală a fost semnat numai în 2001. Și atunci când de câteva ori am scris că este foarte important ca în Europa să se realizeze o diviziune a muncii, Alianța Nord-Atlantică să se canalizeze pe probleme politico-militare, iar Uniunea Europeană pe probleme comerciale, economice și politico-juridice. Nu a fost să fie, iar decalajul dintre cele două instituții s-a extins în legătură cu Brexit, pentru că în cadrul Alianței Nord-Atlantice guvernează Statele Unite și Marea Britanie, în cadrul Uniunii Europene, Franța și Germania. Dar pericolul sub formă nu atât de risc, care este un pericol potențial, ci sub formă de amenințare, care este un pericol real, a făcut ca cele două entități să se apropie, să concerteze eforturile lor, deși pe diferite coordonate fiecare acționează în conformitate cu obiectivele sale.
Încă o transformare care este de așteptat în Europa este revenirea Statelor Unite, pentru că europenii, în special Europa de vest, mai ales în Franța, într-o anumită măsură în Germania, pe fundalul acțiunilor președintelui Trump, americanii nu erau cei mai doriți în Europa de vest, în special. Dar actualmente eu mă aștept, iar procesul continuă, la o revenire a Statelor Unite în Europa din considerente de securitate. Cât despre starea ordinii mondiale, este de așteptat că aceasta va fi una neechilibrată și provine de la structura sistemului internațional. Actualmente, după cum am reliefat, avem o structură unimultipolară, dar este de așteptat ca într-o perioadă relativ scurtă să se transforme fie într-o structură bipolară asimetrică, totuși potențialul celor două poluri, dacă se vor forma, va fi unul neechilibrat, sau deci vom avea fie o bipolaritate asimetrică, fie o multipolaritate neechilibrată, în contextul că totuși Occidentul va predomina net asupra altor poluri de putere și aici un rol determinant revine Chinei. Potrivit unor estimări ale băncii Goldman Sachs, încă din 2008, către 2030 produsul intern brut al Chinei va depăși produsul intern brut al Statelor Unite, iar în 2040 întâietatea va reveni Indiei, nu produsul intern brut pe cap de locuitor. Aceasta este cu totul altceva. Dar vedem că pur și simplu acumularea produsului intern brut încă nu va semna că China va deveni o țară hegemon. Poate hegemonia ei se va extinde în Asia de Sud-Est, probabil pe acea filieră, o centură, o rută, dar se va trece și prin Africa Centrală, dar nu mai mult, mai puțin în Europa. Însă toate aceste pronosticuri pot să fie, în opinia mea, pot să fie răsturnate de faptul cum va evolua situația în Federația Rusă, mai ales în contextul că sancțiunile lovesc dur. Da, sancțiunile mai puțin ajută Ucraina, mai mult lovesc în economia, în general în dezvoltarea Federației Ruse și în acest context, cum vor evolua evenimentele, acea structură, acea stare a sistemului internațional vom avea. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim, stimate domnule profesor. Onorată asistență, în cazul în care este vreo întrebare la domnul profesor, atunci vă rog să vă formulați. Dumnealui este pregătit să răspundă și la întrebări, dacă sunt. Situația, desigur, că este cea care este. Noi citim foarte mult. Astăzi, domn profesor Juc a venit, știți, o privire asupra situației printr-o prismă științifică, o abordare așa, o bază științifică. Eu am mai discutat și cu profesorii de peste hotare, desigur că toți speră că în pofida acestei situații dramatice, totuși să se găsească o cale sigură spre pace. Noi toți dorim pace. Și cu cât mai foarte corect a menționat că și lovește și asupra economiilor și economia Federației Ruse e lovit foarte, foarte dur, așa că eu cred că aici toți trebuie să fie 7.000 de cercetători și jurnaliști care reflectă cercetarea științifică în Federația Rusă au semnat un apel către autorități să înceteze acest război. Scrisori multe au venit de la diferite asociații, academii. Deci ăsta este un glas planetar. Și 190 de laureați ai premiului Nobel.
190 au semnat acel apel, scrisoare deschisă. Eu, iată, nu țin minte, au mai fost adresări din partea laureaților Nobel, dar așa un glas puternic în ultimii ani n-a fost. Ultimul în 2017, în legătură cu adresarea către liderii lumii schimbările climatice. Și a fost o scrisoare semnată de mii de cercetători și mulți laureați ai premiului Nobel, dar aici e o, eu aș spune, deci, crearea unei rețele foarte puternice. Și glasul savanților, desigur că trebuie să fie auzit, că oricum este recunoscut la scară mondială că soluții la toate provocările care noi acum le avem în secolul 21, soluțiile sunt în mâinile cercetătorilor. Și glasul savanților și inclusiv a laureaților premiului Nobel, desigur că trebuie să fie auzit și eu sper că va fi auzit și până la urmă înțelepciunea, rațiunea va învinge. Cine dorește poate să spună câteva cuvinte? Domnul Cădincean? Cred că noi trebuie să... Poate Veneția aici. Da, sunt... Da, câteva cuvinte. Câteva cuvinte. Fiindcă analiza domnului profesor Juc este absolut profundă și chiar noi, cei care urmărim așa zi cu zi, cum se derulează evenimentele și urmărim și reacțiile care vin din partea, eu am urmărit și reacția scriitorilor care au semnat în acel 7000, acel număr, sunt și foarte mulți scriitori și foarte mulți artiști și sunt și oameni curajoși acolo, fiindcă un mare dirijor rus la Cluj a început concertul cu condamnarea războiului, vă dați seama. Și-l așteaptă pe el când se întoarce, dat fiind și acele legi draconice care s-au aprobat chiar în cadrul Dumii contra protestanților. Deci acolo dur se sancționează aceste proteste și aceste luări de atitudine. V-am auzit chiar că unii protestanți sunt trimiși pe front pentru această atitudine. Așa încât și aici cred că are dreptate domnul profesor când a accentuat că va fi afectată și economia noastră, economia Republicii, economia română, deja s-a și spus oficial, acum a spus președintele Iohannis, că economia românească va fi afectată. Așa încât, deci aici e o chestiune mai complexă. Atitudinea noastră, deci aici, și cred că domnul președinte Tigineanu a organizat foarte bine această coordonare de atitudini cu academiile din lume și avem și acest apel, această declarație a prezidiului Academiei noastre, care deja e cunoscută în întreaga lume, cunoscută de laureații Premiul Nobel, acceptată ca atare, fapt care trebuie pus mâine la adunarea generală ca să fie confirmată și aici, cu anumite redactări, dacă este cazul, și în felul ăsta condamnarea mea noastră
și a mea, că a fost și la televiziune, indiferent ceea ce credem, ceea ce am putea cere ca să fim mai duri și vedeți, analiștii politici care îl condamnă pe Putin și care îl compară cu dictatorii și așa, putem să facem și noi lucrul ăsta, nu știu dacă e cazul. Noi suntem oameni de știință, trebuie să fim echilibrați, inteligenți, în, chiar dacă condamnăm. Asta este propunerea mea. Mulțumim mult. Da, domnul membru corespondent, vreți să... Da, vă rog, vă rog. Domnule președinte, prezentarea făcută de profesorul Juc, desigur, a consacrat unui subiect foarte amplu, care este dificil a-l expune în câteva minute ale prezentării, a generat, lucru firesc, foarte multe reflexii și câteva din aceste gânduri aș vrea să le expun pe scurt și eu aici. Mi-a părut oportun să notez în context aceste reflexii și aș vrea să încep cu referința la un dicton memorabil. Unica societate care merită să existe este societatea dialogului. Un dicton cunoscând din timpul străvechi și care exprimă foarte, foarte bine atitudinea și, de fapt, starea de spirit a societății care trebuie să fie. Dar acest principiu, spre marele regret, așa cum arată evenimentele tragice recente, nu s-a dorit să se țină cont de acest principiu la Kremlin. Agresiunea Federației Rusiei împotriva Ucrainei a demonstrat că Rusia și-a adjudecat dreptul de a stabili propriile reguli de joc, ignorând flagrant opinia comunității internaționale și aplicând forța militară pentru, așa cum rezultă, satisfacerea unor frustrări exagerate. De fapt, se produce încercarea de distrugere unilaterală a reperilor ordinii mondiale, care comportă efectiv un pericol global. Noam Chomsky, notoriul savant american, de fapt cel mai citat în lume, în domeniul științelor sociale, pronunțându-se împotriva acțiunilor de acest gen, în contextul intențiilor disperate ale ideologilor de a demonstra că cercul ar fi pătrat, le-a calificat drept subminare a ceea ce rămâne din structura dreptului internațional. Postulatele teoriei democrației, acceptând dihotomia amic-înamic, lansată de clasicul politologiei Carl Schmitt, statuiază această relație în condițiile secolului 21, în parametrii soluționării pașnice a oricărui conflict și nu în cel al exterminării. Pentru că din timpurile străvechi și în mediul, în evul mediu, de exemplu, a-l considera pe cineva inamic înseamnă a-l aduce la exterminare. În condițiile actuale nu poate fi acceptată această variantă. Și de aceea războiul declanșat de oamenii atinși de sindromul dezastrului și de sentimentul catastrofii constituie, în viziunea politologului italian Domenico Fisichella, o patologie care trebuie înlăturată din spațiul public. Un rău, dacă nu chiar cel mai mare rău. Războiul total care antrenează populațiile civile, teritoriile urbane, în general întregul proces socioeconomic, propaganda, energiile psihice și morale ale oamenilor, aduce cu sine o intensificare a ostilităților. Încheie citatul. Ceea ce se întâmplă azi în Ucraina este de-a dreptul îngrozitor. Totodată trebuie să spunem că invazia a generat consolidarea identității naționale a poporului ucrainean. Și acest lucru este, desigur că, de salutat. Și dacă, într-adevăr, urmând profeția expusă cândva de Samuel Huntington, s-ar putea spune că are loc o ciocnire a civilizațiilor, cunoscută formulă, suntem siguri că a contrapune lumea rusă restului lumii este absolut contraproductiv, lipsit de orice perspectivă și va duce, în definitiv, ca și alte dăți, la declinul ideii imperiale. Cel puțin știința politică demonstrează convingător acest lucru. M-am bazat în
ceea ce spun pe cărțile Domenico Fisichella, Știința politică, probleme, concepte, teorii, Iași Polirom 2007, Carl Schmitt, Le categorie del politico, Bologna 1972, Noam Chomsky, Understanding Power, New York, The New Press 2002, și Samuel Huntington, Ciocnirea civilizațiilor, București, Antet 2012. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Juc. Stimați colegi, eu propun, da, domnă, doriți, da, vă rog. Vă rog, da, pe rând, pe rând. Stimați colegi, pe rând. Stimați colegi, onorată asistență, eu aș vrea, profesor Juc, pentru cele relatate, convingător și destul de important, reieșind din ceea ce se întâmplă astăzi. Și totodată, aș vrea să să-mi exprim regretul, dezacordul, dacă vreți, cu cele declarate de un stimat academician, Eugen Doga, care în adresa Academiei, Prezidiului, conducerii Academiei, s-a exprimat nu tocmai academic, nu tocmai inteligent și mie îmi pare foarte rău că s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că suntem noi toți oameni și atunci când avem de spus ceva, mă gândesc, în situații critice. Poate nu întotdeauna ne exprimăm chiar adecvat, fiind chiar și la Academie, cu toate că eu n-am văzut nicio cramolă, m-am mai consultat și cu dicționarele, dar pentru faptul că n-am numit noi cuvântul război, iată că s-a scos în țeapă atât de neadecvată comportarea Academiei față de ceea ce se întâmplă, față de război, într-adevăr, și retrăim cu toții. Și suntem toți mișcați și profund îngrijorați de ceea ce se va întâmpla în continuare. Și aș vrea, în situații de felul ăsta, să fim mai atenți unul față de altul. Să fim mai reținuți chiar atunci când vrem să ripostăm sau vrem să numim ceva altfel. Să avem, eu știu, mai multe bunăvoință. O atitudine unul față de altul mai, dacă nu prietenească, cel puțin colegială. În rest, intuiția îmi spune că totuși urgia asta se va termina. Eu nu știu dacă a fost o dezinformare. Aici apare și întrebarea pentru domnul Juc, că președintele Zelenski a zis că la negocierile care vor avea loc, el se dezice de ideea de aderare la NATO și că este gata să discute cu partea rusă, cu președintele Putin.
ceea ce ar trebui să se întâmple în continuare cu regiunile din Donbass. Iarăși nu știu dacă este adevărat, dar am citit în internet chiar înainte de a veni la ședință. Dacă este așa și dacă într-adevăr Zelenski se dezice de ideea de aderare la NATO, ceea ce a fost foarte important în agresiunea Rusiei, și deci poate că se vor înțelege la un statut special cu aceste regiuni, deși nu prea îmi dau seama atunci cum se va pune problema Crimeei. Dar, iarăși, este o întrebare dacă domnul profesor Juc știe de această intenție a președintelui Ucrainei. Mulțumesc! Domnul profesor, vă rugăm atunci să... Da, vă mulțumim mult cu comentarii. Domnule profesor, pentru Ucraina, la moment, este mai important să declare adeziunea la statutul său de neutralitate activă, care a fost instituționalizat prin memorandumul de la Budapesta din 5 decembrie 1994 și a fost garantat de către 4 mari puteri. Până la urmă s-a văzut cât costă neutralitatea și am venit de mai multe ori cu diferite exemple. Poate mai bună a fost într-o 1914 neutralitatea Belgiei, iar în calitate de garant a fost Marea Britanie, dintr-o 1832, de la formarea regatului Belgiei. Neutralitatea neutralitatea, într-adevăr, este importantă la moment pentru Ucraina și din punct de vedere strategic nu se spune că gata, nu mai dorește, nu și-a mai propus integrarea euroatlantică, dar pentru moment este mai important de a opri ostilitățile militare, de a crea coridoare umanitare, de a asigura evacuarea forțelor militare străine, terestre în special, tancuri, artilerii. Iar cu NATO se va vedea mai târziu, pentru că poate și președintele Zelenski a avut o atitudine mai romantică față de NATO, considerând că neavând nici măcar un statut de stat non-NATO care poate să fie atribuit și o relație cu un stat NATO, deci credea că îi se va asigura întreaga asistență pe care a dorit-o. Pentru Ucraina, la moment, este mult mai important să declare statutul de neutralitate, că va fi în continuare realizat, în condițiile că NATO te apără atât timp cât nu ești atacat. Da, vă mulțumim. Domnul membru corespondent, vă zic. Stimate domnule președinte, distinși membri ai Academiei, onorată asistență, desigur că acest conflict militar, acest război care are loc acum cu regret, umbrește perspectivele de dezvoltare ale economiei naționale, eu aș spune chiar mai mult și cele regionale și mondiale. Sincer, îmi pun speranța că acest conflict militar se va termina, acest război se va termina cât mai repede, pentru că Republica Moldova este o țară foarte mică care, dacă nu se vor ajunge la anumite înțelegeri pașnice și negocierile vor eșua, poate foarte ușor să nimerească în extindere sau escaladare acestui conflict la nivel militar, care poate să cuprindă o area și mai teritorială și mai mare. Eu m-aș opri doar foarte puțin la perspectivele noastre economice, desigur, pentru că aici trebuie să fim foarte atenți și să vedem pe ce mecanisme economice putem miza pentru a atenua cumva acele evoluții negative, pentru că noi abia ne-am recuperat pierderile din anul 2020. În anul 2021 am avut o evoluție economică destul de bună. Mă rog, ea a fost una de recuperare, dar destul de bună, prin care ne-am
Încă o dată, ne-am recuperat acele pierderi din 2020, dar fiind o țară dependentă de resurse, și mai ales de resurse energetice, fiind o țară care suntem cumva, cel puțin la capitolul comerț exterior, antrenați foarte intens și strâns cu exact cu aceste trei țări care acum cumva sunt în arealul acesta problematic, mă refer la Rusia, Ucraina și Belarus, atât la exporturi cât și la importuri, aceste țări dețin respectiv 93 și 97% din respective importurile și exporturile noastre. Acum, chiar nu îmi dau bine seama, chiar dacă sunt eliminate restricțiile la exportul producției agroalimentare și mă refer în primul rând la producția pomicolă, cum vom efectua? Discutam cu domnul Juca Lalter într-o emisiune, în cadrul unei emisiuni televizate la un post TV din România și chiar ne puneam una altă întrebare, dar cum vom realiza noi acest lucru dacă majoritatea deci rutelor comerciale sunt pe cale terestră, anume prin Ucraina, Belarus, Rusia și așa mai departe. Pur și simplu, aceste ridicări de restricții nu ne ajută la moment cu nimic. Noi încercăm cumva să ne consolăm cu faptul că pe zona estică nu am putea fi atât de tare loviți, pentru că acestea reprezintă, încă o dată repet, 15% total pe CSI la exporturi și 26%, 25% plus minus la importuri, dar vă spuneam care este ponderea acestor trei țări și totuși un 15% din produsele care le exportăm acolo, acestea nu sunt produse pe care rapid le putem substitui pe alte piețe, le vine pe alte piețe. Ceea ce exportăm noi în Uniunea Europeană este un tip de produs, ceea ce vine în Federația Rusă, Ucraina și se exportă în Belarus, sunt cu totul alte tipuri de bunuri și mărfuri. În altă ordine de idei, avem în, cel puțin în Ucraina, un partener comercial destul de relevant în materie de substituire a unor deficite agroalimentare, produse agroalimentare aici la noi în țară. Noi din Ucraina, în ultimul timp, alimentăm piața internă cu produse lactate, derivate din produse lactate, cu produse de patiserie, deci de panificație și etc., alte produse din zona agroalimentară. De aceea acest lucru ar putea iarăși pune niște presiuni inflaționiste pe economia, deci Republicii Moldova, pentru că vom trebui să importăm aceste produse de pe alte piețe, deja nu mai știu la care calitate sau cu siguranță vor fi prețuri și mai înalte. Vedem care este această cumva panică creată, da, la nivelul, dată, conduce la nivelul fluctuațiilor valutare. Acum, datorită faptului că, iarăși, transporturile terestre sau comerțul terestru cumva este o piedică în calea importului unor produse energetice și mă refer aici în primul rând la benzină, motorină, vedem care sunt oscilațiile acestor prețuri de la o zi la alta, deja ne sperie, de la o săptămână la alta, dar deja de la o zi la alta și lucrurile nu vor merge aici iarăși spre bine. Propunerea mea, care ar fi, domnule președinte, este ca să vină și cumva și Academia de Știință cu un apel, la fel la deci, structurile similare cu care noi colaborăm europene, ca să sensibilizăm conducerea statelor europene să ne aloce, așa cum a procedat și procedează și guvernarea, să ne aloce ajutoare, nu numai umanitare, dar chiar și ajutoare financiare, directe, cu suport bugetar. Pentru că ceea ce se întâmplă astăzi deja se transformă dintr-o criză, v-am spus, pandemică, energetică, economică, acum o să fie cu siguranță și o criză refugiaților, pentru că Republica Moldova nu este în stare să întrețină sute de mii, sau chiar deja în Chișinău sunt 100 de mii de refugiați, vă dați seama ce cifră imensă, 10% din populația orașului, pe care noi suntem obligați să-i ajutăm, să-i alimentăm, să-i cazăm, pentru că acești oameni suferă foarte mult și nu au unde să duce. Cei care au de gând să ducă, ei vor pleca, cei care vor rămâne aici, noi vom fi nevoiți. Și ar fi foarte bine ca și noi să facem un asemenea apel, ca să sensibilizăm comunitatea internațională academică, la pas cu pas, efort cu efort, putem avea și aici careva rezultate. În ultimă instanță vreau să menționez că și Consiliul Directorilor Institutului de Cercetare a condamnat vehement această agresiune militară, aici trebuie să aduc și să spun onest, arhitectul de bază
declarația noastră, desigur că a fost domnul profesor Juc, prin care noi toți ne-am exprimat tranșant și foarte clar că, într-adevăr, cauza poporului ucrainean este una legitimă și dreaptă. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim. Stimați colegi, eu cred că a fost o discuție foarte bună. Da, da, da. Da, într-adevăr, e bună întrebare, da. Da. Eu consider că autoritățile tiraspolene n-ar fi cele mai interesate ca să se implice decisiv și militar în acest conflict armat. Pentru că acolo există un concern care controlează totul, acolo există o, să o numim așa, o elită centrală și ei nu sunt predispuși să devină o elită locală. De aceea și o atitudine prudentă, excluzând atunci când Republica Moldova a semnat solicitarea de a deveni stat membru a Uniunii Europene, s-a venit cu ceva, un document care conține diferite aspecte contradictorii. Eu am încercat să-l găsesc în limba rusă, în original. Acolo, în general, pe de o parte, se susține că sunt două state independente, iar pe de altă parte, autoritățile tiraspolene solicită să fie consultate în problema apropierii europene a Republicii Moldova. Și sunt și alte aspecte care sunt diametral opuse. Eu, cel puțin pentru moment, mă aștept la ceva calm. Până la moment nu s-au implicat, pentru că poate să gândesc că îi va feri urgia războiului și nu vor fi și ei afectați în mod direct sau antrenați în mod direct. Da, mulțumesc. Da, mulțumim mult. Deci, exact o oră și jumătate noi lucrăm. Eu cred că noi putem să facem concluzii, să trecem la concluzii. Nu, în primul rând, deci, ideea de a organiza această lecție publică, eu cred că a fost una bună. În primul rând, a fost o lecție care, așa, o abordare din punct de vedere științific a proceselor care se petrec, a invaziunii militare, războiul declanșat. Doi, deci noi am reușit să interacționăm chiar și în procesul de pregătire acestei prelegeri cu multe personalități ale lumii, și ne-au convins că prin forțe comune putem să reușim. Și eu sunt sigur că însă și apelul al 190 de laureați ai premiului Nobel va avea efect. Trebuie să aibă efect. Asta totuși e, spunem așa, elita intelectuală a planetei noastre. Desigur, trebuie să ajutăm și să facem tot posibilul ca să contribuim cu ce putem și noi am venit cu inițiativa, sunteți la curent, o zi de muncă, deci să fie transferată și aici ori se face în mod organizat pe instituții sau deci fiecare are posibilitate să transfere și deci, în orice caz deci lucrul ăsta trebuie de realizat. E binevol, desigur, dar este important și asta arată și atitudinea noastră și în condiții, desigur că foarte și foarte stringente, trebuie să ajutăm refugiații și eu aici vreau să spun că și guvernul și la nivel de guvern s-au organizat foarte bine și deci
și sunt chiar luați de poziție din partea celor care au trecut prin Republica Moldova. Trebuie să ne păzim de falsuri, fakes, pentru că sunt foarte multe noutăți false. Asta e o problemă mare în zilele noastre și eu cred că aici ar fi bine de să creeze o echipă din experți și să spunem un proiect, eu știu, și de luptat cu aceste noutăți false. Fiindcă în zilele noastre, când atât, mă rog, rețele sociale, atâtea, și ele influențează, vrei, nu vrei, dar influențează. Trăim în secolul 21 cu noi particularități care nu au fost până acum. Și trebuie să luăm în considerare lucrul ăsta. Dar laureații Premiului Nobel iată, au arătat că prin consolidare se poate de reușit. Și la sigur că efortul ăsta comun la nivel planetar va da rezultate. Să rămânem optimiști și să luptăm împotriva războiului, să restabilim pacea în regiunea noastră. Dacă nu mai sunt luați de cuvânt, eu vă mulțumesc și vă doresc o seară bună. Sănătate! Da.